Mamă, pe filmare, frate, nu. Dar asta nu-i joacă, eu n-am văzut în cazul. Credeam că nu se poate întâmpla așa ceva la noi în județ, noi la localitatea la Lipitine, dar uite că s-a întâmplat. Din păcate avem o jumătate de oră de când a început acest... E ceva de groază. E ceva de groază. Arde. Arde Cobiceniu cumva în deal. Avem jumătate de hectare. Cam cât avem până la capăt, până la case? Nu, dar se pleacă spre Răuseni cumva, nu e spre Cobiceni, e... Da. N-ai văzut, uite șoseaua ai, știi cât arde? Aici arde cam 10 hectare. Da, cineva sau... Da, uite ce e acolo. Păi ești nebun la... Da, e ceva de groază. Zic la australieni. Lipiceni... Avem o atenționare pentru Răuseni, nu pentru intravilan, nu cred că nu va ajunge cu siguranță la noi, deci e ok. Pisi, aici ajuns. Nu, e ok, deocamdată suntem siguri, am anunțat 1-2, viceprimarul de la Lipiceni a deja anunțat, treaba e ok. Dar este imens, este foarte imens, este ceva de groază. Ceva pus. Doamne, maică. Măi, câte hectare sunt aici? 10 hectare? 10? Cât ar fi aici? Da. Nu, e ok. Suntem în siguranță, s-a liniștit, e vorba despre Lipiceni, Răuseni. Nu sunt case expuse acestui incendiu. Unde? Nu suntem, nu avem. Deci suntem în regulă, adică în regulă. Ce? Da, se ridică pe deal, asta este urâtul. Este un lucru foarte rău că focul se extinde spre deal, deși avem... E foarte propagat. A fost foarte bine, Doamne, maica, arde foarte rău, foarte, foarte, foarte greu, foarte... Mieță, ce ați făcut aici? Dar cui terenul ăsta, Mieță? Mieța, cui terenul ăsta? A cui terenul ăsta? Cui terenul ăsta? Răuseni. Tot de la capul la tine, nu? Da, ține mult la noi, la Lipșeni, oameni. Da, am înțeles. Măi, dar ce-o fi făcut? Așa ceva n-am văzut în viața. N-o fost. Uite, mai vine mașină. Doamne, maica. Deci suntem la limita județului Botoșani între comunitățile Lipiceni și Răuseni. Ceva s-a întâmplat, dar e foarte degajat. E foarte emancipat, e foarte destins. Are 3 hectare. Cât? 3 hectare? Are 3000? Are cel puțin 3000 de metri. Ideea este că suntem protejați cumva, că nu avem cumva case. Și acum avem stug acolo? Da, este fel de iaz. Flacări de stug. Ia-o ce acolo. Da, și faci niște pompierici. Da, care reușește să sunt undeva la... E ceva de groază aici. Da, nu, eu de camată n-aș spune treaba asta. Nu, eu zic să... Nu, să oprească undeva la... Să oprească un tren! N-ai cum să zici că nu se oprești, Doamne, maica, Doamne! Mă, dar ce putere are! Neamișu! Neamihai! Să oprească acolo la Răuseni, că degeaba aici! La Răuseni să-l oprească! Problema este mare acolo! Ia uitați ce e aici!
Ia, Mișu. Deci oprească, să-l oprească acolo, că acolo e sufărișul. Mișu, Mișu, da, e sufărișul. Salut, ceau. Ce? Este sub încolo. N-are nimic, n-are un sub. Băi, bă, da. Bă, omule, să oprească sufărișul, că-i jale. Acolo, cum cobor la vale, trece, trece tot acolo, înțelegi? Deci avem nevoie la răușinii, la îmbinarii, mi-ai? Eu și îți raportez la ISU, că o suna și neva. Mi-ai, ascult în parte ce, dar în vicele. Păi, dar în parte ce, înțelegi? Băi, jale, uite aici. Trebuie să limitezăm. Mi-ai, ce? Ajungi cu apă la ei? Dar nu trebuia suna, nu? Nu trebuia să mai sună, domnul. Doamne, maica, domnule. Da, să vină, să avem nevoie de... de ajutoare la Răuseni, la intrare în Răuseni, dacă cineva aude, pentru că cineva spune aici că degeaba a sunat. Deci la intrare în Răuseni să oprească cineva în partea din dreapta, să oprească cu cât mai repede. Băi, ești nebun la cap? Băi, dar cineva a sunat până la urmă? Deci ăsta se duce, se duce foarte rapid. Doamne, maica, domnule. Deci ceva de genul ăsta, opriți-l la Răuseni, la intrare în Răuseni, să oprească cineva cu orice. Băi, oameni buni, și nu așa ceva n-am văzut în viața mea. Doamne, mai. Deci, dacă se poate înțelege, la intrare în Răuseni pe dreapta să oprească, pentru că acolo va fi focarul cel mai mare. El se extinde foarte repede. Doamne. Deci toată valea, valea dealului Cobicieni spre Răuseni se extinde. Să oprească cineva la Răuseni, pentru că se duce focul spre Răuseni. Doamne. Băi, halul ăsta n-am văzut. Deci este așa de puternic. Alo? Sunați imediat pe cineva care să... Sunați pentru că e grijali, să se duce prea tare, să prea repede duce. Băi, omule, halul ăsta n-am văzut în viața mea. Sunați la 112 spre Răuseni să oprească focul. Nu se mai poate, deci jalii. Are 2 km de foc. Măi, dar sună cineva sau nu? Sună cineva sau nu? Băi, Mihai! Mihai, sună cineva sau nu? Băi, la Răuseni nu ai sunat la noi. Doamne, maică! Da. Deci 2 km de spart. Foc. Doamne. Asta este în ceva. Băi, n-am văzut în viața mea atâta foc, atâta. Ferească. Vine, vine! Luați mașinile, hai! Luați mașinile, că-i... Doamne, vine și frunei. Răuseni la intrare, cum se cheamă acolo? Hai înapoi, hai înapoi. Cum e aici? Hei, 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 hei